să avea un astfel de robot acasă. Prețul lui ajunge la aproximativ 1500 de euro, însă trebuie să aveți acasă și o imprimantă 3D. La câțiva metri de InMove îi găsim pe acești doi roboței, inteligenți și puternici. Fac chiar și flotări într-un singur braț. Fac flotări, joacă fotbal, au diverse dansuri, au fost inventați de niște programatori care au vrut să dezvolte partea asta umanoidă și în roboți. Și aceștia sunt controlați cu ajutorul telefonului mobil printr-o aplicație și pot fi achiziționați la prețul de 2500 de lei. Alți inventatori și-au îndreptat atenția către salvarea vieților omenești. Acest bărbat caută cercetători să-l ajute să creeze un dispozitiv care, în cazul unui accident grav, să ne mențină în viață până la sosirea medicilor. Știi ce se întâmplă de fapt când ai un accident sau un atac de cord? Creierul tău nu mai primește suficient oxigen și începe să se degradeze. Cel mai urgent lucru este să menții creierul în viață chiar și când ambulanța ajunge poate prea târziu. Practic, dispozitivul, odată purtat pe umeri, ar urma să oxigeneze creierul timp de 45 de minute, față de 5, așa cum se întâmplă în mod normal. Se bazează pe ideea de a oxigena, de a continua să oxigenezi creierul în condițiile în care o anumită persoană suferă un accident, îi se oprește inima. Vizitatorii târgului au fost foarte impresionați și de scaunul și ochelarii 4D, care ne pot duce în orice colț al lumii. Pe unde te-ai? Pe la un roller coast pe o insulă. Nu știu exact, dar a fost foarte distractiv. Care este senzația? Foarte real. Prețul ochelarilor este de aproape 100 de euro. Scaunul, în schimb, poate fi încercat numai la diverse târguri și expoziții. Târgul Tehnologiei din Capitală, organizat în Piața George Enescu, este deschis până duminică.